Monica Macovei, <coughs> lipsită de un minimum de caracter și de coloană vertebrală, așa cum o știm, acționează în fel și chip pe lângă tribunalul din Constanța, utilizează fel de fel de tertipuri, doar, doar va scăpa fără o condamnare cu executarea. Deși, e clar că a provocat accidentul căruia a căzut victima un bărbat care și acum șchiopătă și acum are nevoie de îngrijiri medicale, deși a fugit de la locul accidentului, deși nu a recunoscut că este vinovată, dar acum recunoaște în instanță, tot ca partea tertipurilor de care vorbeam, deci tardiv recunoaște că a greșit. N-a încercat sub nicio formă să stea de vorbă cu victima, să o ajute în vreun fel, nimic. Cum poate fi caracterizat un asemenea om care a deținut în alte demnități ale statului român?